Salutare șoferițe și șoferi! În acest video voi simula o situație de caz cu ajutorul simulatorului StoneRidge, unde vom observa cum se fac introducerile manuale, corect și legal pentru acest tip de tahograf. Deci, hai să zicem că s-au complicat lucrurile, iar șoferului se termină orele de conducere zilnică undeva la o oră de bază. Se află încă în perioada de serviciu și cineva, un familiar, merge după el să efectueze repausul zilnic acasă. Ulterior, a doua zi este dus înapoi la camion și de acolo își continuă cursa mai departe. Vă reamintesc că deplasarea se consideră o altă activitate, chiar dacă nota de orientare numărul 2 oferă două posibilități, disponibilitate sau alte activități pentru situația când șoferul este pasager. Dar cine are ultimul cuvânt în acest caz este legislația națională a fiecărui stat membru. Legislația națională care în România în acest moment permite doar alte activități, fiindcă deplasarea se consideră o sarcină de serviciu și timpul în cauză trebuie recunoscut ca atare. Odată ajuns la camion, șoferul introduce cardul în tahograf, iar, după cum bine ar trebui să se știe, conform punctului 3 din articolul 34 al regulamentului 165/2014 al Comisiei Europene, șoferul are obligația să-și înregistreze timpul cât a stat departe de vehicul prin funcția introducere date manuale oferită de tahograf. Ca o mică paranteză, această ultimă variantă de soft StoneRidge oferă o întrebare, repaus până acum, un fel de scurtătură a întregii funcții introducere date manuale, prin care se poate înregistra direct repausul zilnic sau săptămânal, fără a mai alege perioada și activitatea în cauză. Dar, cum în cazul de față avem activități extra, cele de deplasare pe alte activități, evident, vor trebui și înregistrate. Refuzăm întrebarea și intrăm în funcția introducere date manuale. După extragerea cardului, cu 14 ore în urmă, șoferul se deplasează către casă o oră. Deci, căutăm în listă simbolul alte activități și stabilim perioada de timp. Această perioadă de deplasare intră în perioada de serviciu. Perioada de serviciu nu se termină cu extragerea cardului, ci în momentul când șoferul ajunge acasă. În continuare se introduce simbolul de țară unde șoferul sfârșește perioada de serviciu, așa cum prea bine ar trebui să se știe că cere punctul 7 din articolul 34 al regulamentului 165/2014 al Comisiei Europene. Se continuă cu înregistrarea repausului zilnic, prima dată se alege simbolul, apoi se stabilește ora. Acest repaus va închide ziua de muncă anterioară. În continuare se începe noua zi de muncă. Se alege și se introduce simbolul de țară unde șoferul își începe perioada de serviciu, iar imediat se introduce acea oră de deplasare către camion ca alte activități. Imediat după introducerea datelor manuale vom avea acest exemplu. Din păcate, simulatorul e puțin limitat și refuză să arate introducerea simbolurilor de țară introduse la momentul precis. Dar, cel puțin dirijați atenția către rubrica introducerilor manuale, unde putem observa după extragerea cardului o oră de alte activități, exact ce am introdus, deplasarea către casă, repausul zilnic și o oră de alte activități, deplasarea către camion. Acesta a fost exemplul de azi. Până data viitoare, drumuri line și zile senine!